mi-o trimis și mie pe mail, da, că e mortal. Repi, dacă bei tu, o să peste 1,8 milioane de telespectatori a avut emisiunea de pe ProTV în cele 3 ore și jumătate de show. Da, mă, deci 2 milioane de oameni. 2 da? Milioane de oameni, da. A doua ediție de live a fost. Da. 2 milioane de oameni se uită la tine, frate. Da. Bine, nu doar la tine. Bine, asta în condițiile de live, că la preselecții, la preselecțiile astea necesare, care sunt mai compacte și durează mai puțin, se uită jumătate de țară. Jumătate de țară. Da. Da. E foarte simplu. În momentul în care ai o pasiune, ai de ales. Să-ți urmezi pasiunea și să faci toată viața ca și job ceea ce iubești să faci. Da. Sau să faci un compromis mare și să nu faci ceea ce îți place în viață, să faci ceva ce detești doar pentru că trebuie să-ți câștigi existența și toată viața ta te vei gândi și vei regreta faptul că nu faci ceea ce te pasionează, ceea ce iubești. Păi pentru că teatrele din București sunt pline. Hai să-ți explic, să știi care e treaba. Pentru că la teatru, la cântările live, la stand-up, la tot ce înseamnă live, primești ceva ce n-ai cum să primești printr-un ecran. Pentru 2 iunie repetați acum? Azi pentru 3. Ieri am repetat. Mâine repetăm în 3. Când nu te uiți la România au talent, a trebuit supravegheat. Adică duminica faci grătare. Păi am zis lui Luca să se ocupe de grătar, că aici poate să pună un grătar. Frumos, carne avem aici. Dacă îmi ziceți, băi, duceam pana mea, mă, plită de aia. Carne de porc? De ce crezi că... De ce crezi că are gust? Că s-a fumă de la cărbun. Normal, frate. Să vreau că e mici aia. Bine, mă, știu că tu nu ești foarte pretențios. Și pentru asta îți mulțumim, dar... Ai, mă, vorbesc serios, dar să sunt foarte pretențios. Haide să o facem mai așa. Hai, dar mă atrai de mâncare, mă, nu. Nu, e mănâncă broccoli. Da. Ce se ocupă de grătar? Pe aici. Gata, am preluat frâiele acestei transmisiuni în reluare și vreau să vă spun că Pavel se usucă pentru că el transpiră des, se hidratează tocmai pentru că transpiră des și și-a și schimbat de două ori costum tocmai pentru că transpiră des. Cine? Eu? Nu, vorbeam despre un tehnic. Seara în care ne-am hotărât și am zis bai să vorbim cu domnul Andrieș, eram în studio cu niște scriitori de la noi din studio, care nu știau cine e. Bă, cum adică, dar cine e Andrieș? Eu eram super entuziasmat, zic, mamă, ce tare este, de bunie. Și zic, bă, dar cine e, că noi nu știm.
Și am început să le arăt pe internet, ce am mai găsit eu pe internet. Și la un moment dat, și zic, bă, omul ăsta, adică e greu să înțeleagă subtextul de pe vremea aia. De pe vremea aia era un mega curaj să cânti împotriva sistemului, să faci satire și nu știu ceva. Pe mine m-a impresionat foarte tare când am început să ascult Dylan, Beatles, care au făcut de fapt toată chestia asta. Asta m-a impresionat în primul rând, că vorbeau despre orice ca idee, deci nu aveau niciun fel de limită. De deci asta nu avem voie să ascultăm, că nu e destul de serios, sau nu e important. Nu e adevărat, toate lucrurile care mi se întâmplă sunt serioase și importante. Da. Și nu trebuie neapărat să le tratăm serios. Deci exact. Lumea face parte din cele mai bune arme de îndreptare a lumii către bine. În clipa în care glumești cu bune intenții, de nu cu răutate, duci lumea către ceva mai bun. Și asta am înțeles de la autorii ăștia. Iar aici, în România, nu găseam pe nimeni care să ne ofere acest lucru. Vreau să ascult și eu în limba mea cântece de astea. Și nu erau. Deci toți oamenii ăștia care făceau muzică bună aveau lângă ei, imediat muzicienii înțelegeau mesajul. Și muzicienii îmbrăcau... sunt niște oameni foarte sensibili care, în clipa în care văd că un artist are un mesaj în care ei cred, sunt în stare să dea și sufletul pe scenă ca lucrul ăla sau în studio ca lucrul ăla cât mai bine. Muzicienii nu sunt oameni egoiști. Muzicienii buni întotdeauna sunt oameni generoși care oferă talentul și plăcerea lor de a face muzică. Sigur, trebuie să creadă în mesajul. Da. Și pe unde intră? Mamă, ce dubios arată aici. N-am volut, idol. Uite-l pe Pavel. Eu uite-l cu băiat. Am văzut și ăsta. Pirafitisme. Și eu. Am văzut și șvei. Natură moartă, cu loc, ne pot opezi foarte tare. Te auzi foarte bine. Da? Acum mă vloguiesc acasă la mine. Bine, ai venit. În halat? În halat. Așa e persoana. Așa e persoana. Ăsta e costum. Cum adică? Așa ești? Mamă, ești cu... Cava Sutra pe tine. Rocky Balboa. Fugari. Da, Fugari. De premieră, Teatrul Odeon. Unul dintre Fugari. Bă, el... zi tu așa. Ce? După ce ai audiențe de peste 2 milioane de oameni care se uită la televizor la tine. It's coming. Salut. Hello. Da, bine. Da, bine. Da, nu poate. Așa. După ce ai audiențe de 2 milioane de spectatori, telespectatori la televizor la România Tare. Așa. Care de ce mai faci teatru? Pentru că teatru este marea mea iubire, pentru că e la tine, ca la tine la concerte. Ce se întâmplă în relația directă cu spectatorul, în același timp, emoția care este de ambele părți, este, adică nu se compară, nu o întâlnești nicăieri. Și ce, doar așa trebuie să ții mână și așa ți-ai făcut vlogul? Da, bine, e bine să iei și un stativ. Că a, deci trebuie să mai ai un stativ. Da. Ce v-ar plăcea să-l vedeți făcând? Da, mă, dar ăsta merge, ne filmează? Da, mă, merge, te filmează, e părechi. Eu apar, n-am, așa. Da. Deci, așa. Bun, așa. Bine. N-ai lucrat în televiziune. Ba da, dar nu știu, asta e un aparat nou. Cu telefonul știi una, că pe telefon vezi când filmezi. E la mine și ciudat acum că stăm înainte de premieră în loc să stau să mă da, mă, hai că nu mai stăm, nu te mai reținem. Da, înțelegi? Da. Adică nu să-ți faci introducerea. Acum, și ne vedem la tine la HAHA ca să mai explici. De eu zic să faci introducerea. Da, ce sunt introducere? Introducerea, pac. Ce? Nu știu, pac, uite, spre exemplu, eu dacă aș avea... Dă-ți halatul jos. Nu pot. Uite, uite-l pe... Il grande Papadopoulos. Să trăiți, să trăiți. Salut. Mamă, hai, la trei sărbătoare. Nu-i lumină? Caș. Hai, acum cu zâmbet, cu zâmbet. Dă-i, dă-i în continuu acolo. Ia, ia, gata, le avem.